Eu vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul CSC eSports. Avem content de FIFA 23. Începem o nouă serie pe acest canal cu meciurile în format rezumat la Weekend League. Săptămâna trecută s-a întâmplat ceva incredibil la Weekend League. Am dat de un jucător care folosea hack-uri și toți jucătorii echipei sale erau invizibili. Ați mai pomenit vreodată așa ceva? Știu că probabil ați mai văzut și pe la alți YouTuber chestia asta, dacă nu mă înșel, la Crasi, dar iată că am pățit-o și eu. Și culmea, era fix meciul decisiv de 18 victorii. Trebuie neapărat să vedeți materialul ăsta care urmează, pentru că este foarte tare, foarte amuzant. Să vedeți ce le-am transmis celor de la EA Sports, pentru că este genial. La ora aia era vreo 4 dimineața. Bun, înainte să intrăm în pâine, haideți să facem și noi o treabă foarte, foarte tare, să apăsăm pe butonul de like și pe butonul de subscribe pentru a crește, pentru a forma o comunitate din ce în ce mai mare, pentru că vă promit un content de calitate cu FIFA 23 pe acest canal și nu numai, bineînțeles. Știți că CSC eSports are un content diversificat și asta îmi propun și pe mai departe, așa că like și subscribe dacă n-ați făcut-o încă și hai să vedem ce nebunie s-a întâmplat la Weekend League-ul ăsta. Ne așteaptă un Weekend League anevoios. Da, e meci greu. Penalti. Da. Chiar în dreapta ne aruncă. Ce v-am spus? L-am păcălit pe ăsta. Îi faci cu capul pe ăștia, mă. Verde. Mi-am făcut o tactică exact ca Remus. Cu comeback on defense pe toți jucătorii, absolut toți jucătorii. Mai aveam să-i dau antrenorului comeback on defense. Dar știți când o pun pe aia la 2-0. Gat. Sunt pe comeback on defense. Ca să nu mai riscăm. Nu iese ăsta? Ăsta vrea să joace tot meciul. Păi nu, dacă schimbăm Marquis, eu trebuie să schimbăm și Cuadrado. Asta clar. LOL. Hai că am început bine cu asta. De prin 96 așa. Am făcut o pauză. Asta e nașpa, mă. Tragi dinainte și tragi așa. Oh, runner. Am mai luat goluri așa. Știu cum. Nu-i dăm și noi? Dar noi îi dăm frumos. Hai să-i dăm repede foc, dar nu chema pompierii. Oar pe străzi ca un maidanez, mai bine cheamă jungherii. Minerii, mizerii, mă sperii. I-a dat lui Bănel Nicoliți. A văzut? Străzile din Brâncoveanu până în primăverii sunt pline de priviri și-au căzut victime durerii. Fețe luminate odată până seara sperii. Au topit cu lacrimi zăpada în așteptarea ferii. A, mă, păi ce cu golul ăsta, mă? Curve plictisite încearcă să agațe șoferii. Rujul proaspăt aplicat pe buze cu bacterii. Colorează noaptea albă care naște luciferii. Doar un gând mai am să fente spectrul vederii. De-aia o să prind o colță și o să cad pradă plăcerii. Încă tușa de vise, nu de oficerii. Și acum băgăm tactica Remus. Da, fugim. Nu contează că e marchis, eu fugim. Bun. Pa. Ce echipare. Full SBC. Cei mai imprevizibili jucători. Locurile gri acum sunt viu colorate. Au stat după gratii și sunt reabilitate. Paul, corect. Păcate care ascunde numărate povești neterminate. Grob neasfaltate chiar și în zone răsfățate. Boș cu tracțiune și... Amă că nu, n-am putut să selectez aici. Frumos. Protejate doar de ce felate. Bă, bă. De-aia o să construiesc cum pot și trec mai departe. Doamne, maica, domnule. Batem 100%. Hai, Pogba. Hai,
pa. World class. Maestro Kimpembe. Mbappé, Diaby. Perfect. Na, mă, nu cred că trece. Eee, s-a închis. Ia, fiți atenți. Na, mă, na. Mamă, cine mi-a greșit acum? Uite, Vidic. Și nu-i offside. Și băgăm și tactica Remus. Păi da. FC Mugivara. Ia să vedem ce echipă are asta. Bai, Pogba, Paie. Uf. Mamă, ce greu selectez jucătorii din cauza delay-ului. Aolo. Drept decât 15 ani, repet, am zis 15 ani pentru o crimă pe care n-a comis-o nici în vis. L-au învins, l-au stins, l-au aruncat după gratina bis. Așa mă, hai mă, că se poate, se poate. O să rănască între patru pereți ca Botticelli. Justiția e oarbă, cântă ca Bocelli. Uite-te și tu, nu poți să-i faci nimic. Bagă-o în poartă, așa. Hai să-i punem și o pauză, să-l panicăm un pic. Da, mă, da, mă, f***! Nu dă minge gol! Lăsăm și reluarea tot. E pa! Hai să vedem cine este. Militao Ramos. Mamă ce echipă are. Dezordine, o societate în care justiția așteaptă ordine. Unii și-au angrei pentru o greșeală, dar gol. Da. Nu mai dai socoteală. La pușcărie de multe ori oameni nevinovați și lasă acasă mame disperate, surori și frați. Și-și pierd orice speranță în vreo forță divină. Ca un om ce-ar vrea să iasă adevărat. No, nu pasă cu spatele, că n-am vrut să fac asta. Facem orice ca să avansăm. Eu înțeleg că e o junglă, dar nu știu când mai răbdăm. După gratii nopțile și zilele trec mai greu. Unii te-au uitat de mult, dar frații tăi îți scriu mereu. E normal să-i vezi plătind când îi privești în față. Gol! Haide! Gol! Ce sânge rece am avut aici! Gol! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! De ce mă că... dar unde să trag? Da, mă, da, cât să mai muți. Exact ce face și tot a dat. Voi sunteți Dumnezei pe pământ, dar nu trebuie să uitați niciodată oameni și că deciziile voastre. Ai, tată. Cântăriți de 1000 de ori și judecați odată, corect, echitabil și cu toată responsabilitatea. Niciunul nevinovat. Marchez acolo, Messi, SBC, Drogba, n-ar trebui să fie jucător bun. Dacă mă lasă să ies cu fundașul central atât de mult, nu e contact. Stai parcat. Să-mi bag, nu m-am dus pe el. Știam exact.
Bă, dați-mi și mie, ce-a fost mizeria aia acolo, la player locul? Stai cu minte că nu mai apar poarta. Iese la 0-0. Six Neve iese la 0-0, ca băieți așa. Bravo, tată, un an și 6 luni să rămâi fără internet. Aoleu, nu, uitați-vă cu cine am picat. Uitați-vă cu cine am picat, cu Ethernex. Olala. Bă, dar ce prost m-a făcut. Mamă, m-a văzut pas asta acolo. Nici cu bastea așa. Ca pe proști. Ce goluri mi-a dat. GG. Ia. Să batem un meci din 3. Paul, cred că și pe ăsta știu. Mamă, ce matchmaking îmi dă? Uitați-vă și voi, am picat cu unul foarte bun. Îl știu și pe ăsta. Îl știu pe ăsta, bă, Catana. Băi. Care umblă încet, încete, iete. La 4 dimineața fac tusare și anchete. Meciul de 17, dragi prieteni, cu Legends, jucător din Olanda. Atenție. Un jucător din Olanda care joacă cu De Ketelere, s-ar putea să fie bun. Putea să fie bun asta. Am stat de la picioare și iese la 0-0, 2 ani fără internet. Exact. Deci ce mă că trebuia bătut ăsta, mă? Putem să vedem cu cine am picat. Jucător de PC, nu știm cine. Hai, doamne, să nu fie codat. Nu există așa ceva, nu există așa ceva, era gol ăsta. Cine e ăsta? Ma, Messi, Totti. Îl simt. Îl simt că-l bat. Hai. Sunt prea bun la ora asta și jucăm meciul de 18, atenție, te rog, fără hack, hai doamne, cine e ăsta, mă? Leeds Albion, ce echipă are? Jucători invizibili, bravo, mulțumesc frumos EA Sports, sper că, bă, se înregistrează asta, atenție, EA Sports, uitați-vă ce ați făcut, ați dat drumul la jucătorii de PC, ați dat drumul la toți hackerii nenorociți. Și eu acum, la meciul de 18, când vreau și eu să fac 18, ce faceți voi? Îmi dați un jucător cu hack. Pentru că n-ați fost în stare să blocați astfel de jucători. Cum eu trebuie să joc cu unul cu jucători, uitați-vă cu cei jucători. Deci efectiv eu nu văd acum nimic pe teren. Da. Da, deci eu joc împotriva unor jucători invizibili. Eu joc cu Fantomas. Nu se poate vedea. E greu. Deci priviți cu cine jucăm. Müller, care probabil e Müller 99, cu Solanke, Rons. Penalti. Este ireal, absolut ireal. Scadorii râsului sunt.
Na. Hai, hai să le scriem un e-mail. My opponent was using hex. Invisible players. Voila, iată că se poate. Am dat de omul invizibil. Băi, e posibil așa ceva? Mă, ăstora de la EA Sports, oare nu le e puțină rușine? Întreb și eu așa, adică, ok, anul ăsta ai băgat crossplay. Am înțeles, da? Să poată să joace PC versus PS5, PC versus Xbox, Xbox versus PS5. Dar nu te-ai gândit că vor apărea hackeri? Nu știi că în fiecare an ai hackeri pe PC și că nu poți controla chestia asta? De ce nu ai făcut, ai băgat niște restricții? Ai băgat acel cheat engine rahat. E mare vrăjeală. Băieții au trecut peste acel cheat engine și uite că nu s-a schimbat nimic. Avem parte de hacker. Și iată cum un hacker mi-a luat posibilitatea de a face 18 pe live la Weekend League. Nu că ar fi o mare tragedie, dar eu așa, eu dacă aș fi în locul celor de la EA Sports, m-aș uita un pic în oglindă așa și mi-aș trage două palme. Sincer. În rest, sper că v-a plăcut acest material, sper că v-ați amuzat. Nu uitați, vă mai spun încă o dată să dați un subscribe și un like, bineînțeles, dacă chiar v-a plăcut această nebunie de material. Până data viitoare, eu sunt Mircea Pavel, a.k.a. Jepcar, și vă dau cu pace!